Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod, un episod foarte mult așteptat de unii dintre voi. Dacă țineți minte, acum 3 săptămâni a fost într-un cimitir și am introdus un microfon într-o gaură de pe un mormânt, surprinzând un sunet straniu. Mă refer la acest sunet. Dar puteți să vizionați episoadele anterioare pe canal dacă sunteți curioși să ascultați mai în detaliat sunetul. După postarea episodului am văzut că au început să apară comentarii că ar fi trebuit să bag o cameră în acel mormânt să vedem ce se află acolo. Foarte mulți dintre voi vă doriți asta, așadar în acest episod mă voi întoarce în acel cimitir și o să introduc o cameră în gaură să vedem ce se află acolo. Și dacă sunteți curioși ce găsim acolo, nu uitați să dați un like și să stați până la final. Dacă vă întrebați de ce am început clipul de pe drum și nu l-am început direct din cimitir, e bine, trebuie să vă spun de la început că nu o să fie un clip foarte lung pentru că nu am cum să petrec mult timp în acel cimitir, deoarece este supravegheat și data trecută, după cum bine știți unii dintre voi, mi s-a tras atenția că nu am voie să filmez acolo, că e proprietate privată, că nu știu ce. Și de ce m-am gândit că e mai bine să mă duc repede să introduc camera în groapă și să mă întorc, deoarece nu aș vrea să... am probleme, mă. Trebuie să vă spun sincer că nu mai aveam de gând să mă întorc în acel cimitir după ce mi s-a atras atenția, dar citind comentariile voastre anterioare aseară, am spus că, mă, poate o să-mi pare rău sau o să comentați voi că de ce n-ai fost, că trebuia să filmez acolo și nu știu ce. Așa că azi dimineață m-am dus la un târg de vechituri din oraș și am găsit o cameră de aia, cum se numește, periscopică? Endoscopică. Nu a fost foarte scumpă, mi se pare că 7 euro sau 7 euro și ceva, dar trebuie să vă spun de la început că nu e o cameră ultra modernă, nu știu ce, are un mic defect, din câte am înțeles, numere difuzorul, microfonul și nu se vede, am un Full HD, 4K, se vede cât de cât clar. Eu am probat o casă și, na, eu spun că e bună, dar acum... eu sper să funcționeze. Și de ce am vrut să vă spun de la început, să nu comentați pe urmă că vai ce urâtă e camera, ce urât să vede filmarea și nu știu ce, pentru că e o cameră low cost, de mâna a doua sau a treia, nici nu știu, dar eu cred că o să-și facă treaba. Uitați, acolo e cimitirul, am ajuns și imediat o să aflăm ce se află în acea gaură. Tocmai ce am vrut să intrăm pe poarta din spatele meu în cimitir, am văzut că sunt câteva persoane și mă gândesc că au de gând să plece, este lângă poartă și așa că o să intru pe poarta principală, care este puțin mai în față, pentru că nu vreau să se întâmple ca data trecută să se ia de mine, să spună că nu am voie să filmez și chestii de astea. Bun, fraților, am ajuns. Mamă, ce tare bate vântul. Sper că mă aud. Am ce să fac, toată ziua au fost vânturi puternice, am sperat că spre seară se vor putea, dar încă vine potopul. Mormântul este cam pe acolo, acum o să încerc să filmez cumva cu camera ascunsă, pentru că știți de data trecută că o să fiu văzut de la balcoanele alea că filmez și imediat apar niște măicuțe care să spună că n-am voie. Văd că nu mai e nimeni în cimitir, au plecat toți, a rămas doar eu și să-i dăm drum. Am ajuns, mormântul este chiar în fața mea, nu mai avem o problemă, este un moșnea cu bicicleta pe aici. Cred că udă florile, aștept să plece și mă duc repede să introduc camera. V-am spus de la început că nu am de gând să stau foarte mult timp aici să filmez, ca să nu fiu văzut. Stau să văd dacă a plecat.
Era chiar acolo bătrânul. Acolo este mormântul. Și... unde ești, mă? Unde a dispărut? Ai, văd bici. A, uitați-l. Este chiar acolo. Acolo el și acolo e bicicleta. O să mai stau pe aici. Aștept să plece. Și dacă nu are de gând să plece, o să mă duc așa. Fraților, mă plimb de 10 minute și bătrânul încă nu a plecat. Încă a mai venit o femeie cu doi căței. Nu o să mai stau, o să mă duc direct acolo și voi băga repede camera în gaură și am șters-o de aici. Nu are rost să mai aștept, că pleacă unul, vine altul. Așa că se dăm bătaie. Mormântul este chiar în capătul potecii, între copacii aceia. Sper doar să mai fie gaura. Să vedem, nu a plecat ăla, mă. Nu-l mai văd. De fapt, nici nu contează. Ok. Cred că am ajuns. Nu mai sunt sigur unde e mormântul. Aici pe undeva era. Mai ții tu minte unde era? Ha? Aici? A, pe lângă el am trecut. Da, mă, asta e. Asta e sigur? Parcă era mai mare. Au crescut iarba. La bun, fraților, să-i dăm drumul. Să ne uităm pe bancă. Ok, fraților, am terminat de filmat în gaură. A fost cam rapid, dar credeți-mă că nu am de gând să stau foarte mult timp acolo. Acum o să merg pe o bancă și o să ne uităm la ce am filmat. Da, bun.
scrii ceva. La ceva? Oricum o să vă atașez eu filmarea separat ca să o vedeți. Deci văd ceva aici. Dar nu pot să-mi dau seama ce e exact. Pare să fie... Chiar nu pot să-mi dau seama. Dacă credeți voi că știți ce ar putea fi, vă rog să scrieți în comentarii. Eu chiar nu știu ce să spun. A început să bată foarte tare vântul. Acum plec din cimitir. Vreau să vă spun că dacă nu ați văzut episoadele în care bag microfonul și nu ați auzit sunetul despre care vă spuneam, vă regăsiți pe canal și poate unii dintre voi să vă dați seama ce ar fi putut produce sunetul. Am făcut și un sondaj pe canal, îl găsiți în fila comunitate, în care 80% ați votat că sunetul ar fi fost produs de o fantomă și nu de un șarp, pentru că cam astea au fost părerile voastre. Unii ziceați că de un șarpe, iar majoritatea că ar fi produs de o fantomă. Cred că au fost 1600 de voturi sau sunt la momentul de față și 80% dintre voi ați votat că o fantomă. Și sunt foarte curios ce credeți voi că am surprins în acea gaură. Eu încă nu pot să-mi dau seama, nici nu am văzut foarte bine, o să mă uit acasă. Dar vă rog să scrieți în comentarii dacă vă dați seama ce ar putea fi. Și neapărat să dați un like acestui clip, pentru că, după cum ați văzut, e extrem de periculos să filmez în cimitirele astea private, că s-ar putea să stai ăștia pe sus. Dar, cum spuneam, nu uitați să dați like și dacă nu sunteți încă abonați, să vă abonați și neapărat să apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări când voi posta episoadele următoare. Și dacă mai aveți idei de episoade, vă rog frumos să le scrieți în comentarii. Cu mine puteți să discutați în privat pe Instagram. Și cam atât a fost tot pentru astăzi. Încă o dată îmi cer scuze că clipul e filmat într-un mod așa prost. E din cauza vântului și cam atât. Vă mulțumesc că ați stat până la final, iar noi ne vedem data viitoare. Salut!